Am revenit la știri, vești bune pentru infrastructura din județul Gorj. Deputatul Mihai Weber a făcut numeroase demersuri pentru realizarea drumului expres Craiova-Târgu Jiu, iar zilele trecute a fost aprobat bugetul pentru investiție. Realizarea drumului expres este de bun augur atât pentru șoferi, cât și pentru dezvoltarea economică a județului nostru. Deputatul de Gorj, Mihai Weber, a anunțat că proiectul său de suflet, drumul expres Craiova-Târgu Jiu, a primit fonduri de la stat. Astfel, investiția a intrat în linie dreaptă. Cea mai importantă investiție în infrastructura rutieră, pentru care am făcut în ultimii ani nenumărate demersuri în calitate de parlamentar, proiectul meu de suflet ca deputat este drumul expres Craiova-Târgu Jiu. În cadrul proiectului de buget pentru anul 2019, aprobat de Guvernul României, au fost alocate fonduri pentru demararea investiției drum expres Craiova-Târgu Jiu, un proiect care reprezintă cea mai bună alternativă pentru dezvoltarea economică a județului Gorj, a transmis Mihai Weber. Șoferii sunt cei mai fericiți la aflarea unei astfel de vești. O astfel de investiție vine și în sprijinul dezvoltării economiei din județul nostru.